Aveam emoții înainte să înceapă, deși nu sunt un tip emotiv, dar cum se spune, când ajungi să cânte în național, e încununarea tuturor la tot ce ai făcut în spate. Naționala României era un vis îndepărtat pentru mine acum, nu știu să spun, 3 ani. Când a fost pandemia, am mai spus-o, n-aveam echipă, nici la Liga 2 nu mai prea găseam. Și când au venit toate așa, mi-a ajutat Dumnezeu și a venit toate una după alta, nici n-apucam să mă bucur de ele. A fost debutul la Liga 1, a fost prima convocare la Națională și cu siguranță așteptam și debuta. România, turneu final și Horatiu Moldovan în poartă, ar fi visul unui suprem? Da, sper să ne calificăm în perioada ce urmează și să facem românii mândri.